Amiguito, voi să nu fumați. O să încerc și eu să mă las, nu știu când, dar încerc. Am mai încercat de câteva ori. O să mai încerc de câteva ori. Având în vedere că în seara asta o să mă plimb mai mult cu porumbei în mână, probabil că o să umplu canalul meu cu live-uri, era să zic, cu clipulețe. Cu clipulețe să vă mai prezint câte un porumbel, care pentru mine înseamnă ceva. Uite, de exemplu, porumbelul ăsta pe care l-am acum în mână, porumbelul ăsta pentru mine înseamnă ceva. Pentru mine înseamnă ceva extraordinar. Ăsta mie mi-a crescut serii întregi de pui. Porumbelul ăsta, de ce mi-e așa drag, de ce țin așa mult la el? Ăsta e cel mai bătrân voiajor noros pe care l-am. Nu-i și nu-i foarte bătrân. Îi exact din anul în care eu m-am reînceput de porumbei. Porumbelul ăsta, când a fost puiuț, mic, vecinul socru meu, care e și nepot, de la el am primit și cei din care se trag bălțații, era noiembrie. Cam acum el împlinește, hai să ne gândim. Nu mă duc aminte, exact. 2015, vreo 7 ani, cam așa are. Nu, 6, 7 ani. Nu contează câți ani are. Am ținut un pic așa ca să îi vedeți încărcătura, nările. Trebuia să îi le curăț un pic. La ăștia trebuie făcută toaleta, ca la orice porumbei carunculați, orice porumbei cu încărcătură, trebuie curățat acolo printre crețelele alea, printre cutiile alea, din când în când, și în mod special dacă te duci în expoziție, înainte de expoziție, trebuie să le cureți, trebuie să le pilești unghiile, să-i pilești vârful ciocului. Asta dacă vrei să te prezinți cu ceva frumos în expoziție. Știți niște detalii pe care nu. Probabil că nu o să vi le spună nimeni. Sau probabil că le știți deja dacă aveți porumbei caruculați și mereți cu ei în expoziție. Indiferent că e carier englez, dragun englez, berber și așa mai departe. Rasele de porumbei cu caruncule mari. Ăsta e un... Practic nu e o rasă omologată. E un metis. E un metis din mai multe rase. E un... porumbel caracteristic zonei de vest, Bihorul, Aradul, poate și puțin în satul mare, oriunde în țară o să vedeți așa ceva, el o porni de aici. Porumbeii ăștia, poștașii ăștia în roșu, îi cunosc de când aveam 6 ani. De atunci îi cunosc, de când aveam 6 ani. Porumbeii ăștia au pornit și s-au răspândit în toată țara, fiind niște rebuturi la încercarea de a se crea rasa carunculat de Oradea. Rasa carunculat de Oradea s-a făcut prin încrucișarea a 4 rase sau mai multe. Mă rog, nu se știe exact, dar 4 rase sigur există acolo între ele. Încrucișând una cu alta și așa, una cu alta, cealaltă cu cealaltă, exact ca la mine la Gușați, au fost metișii, 50, 75, cu tare. Ăia, după ce au fost folosiți în reproducție, crescătorii respectivi care urmăreau să facă rasa carunculată de Oradea, nu mai aveau ce să fac cu ei, da? Și atunci, la piață. Și uite așa porumbeii s-au răspândit în toată zona. Ei fost fiind foarte plăcuți ochiului, foarte frumos construiți pe fizic. Uite, ăsta cel puțin are o statură de... Eu așa, și așa când îl țin în mână, dar am avut în mână mascul de Meulemans cu proveniență foarte bună, deci din porumbei zburați, care era mai mare ca asta, mult mai mare, mult mai osos, mult mai solid. Deja era mai mare ca asta. Tot așa îl cuprindeam și pe ăla cu două mâini, dar era mâna aici în față, era mai lat. Era mult mai musculos. Bine, porumbelul ăsta nici nu a zburat de un an de zile afară. Dar ăsta când a fost pui, ăsta era rachetă. Bun. Mi-e tare drag, cum v-am spus.
Trebuia să fie dat la mâțe, pentru că era un pui handicapat, un pui de noiembrie, când deja e frig. Și l-am luat eu de la vecinul. Și atunci eram la început, aveam vreo 14 pui, 16 pui tineret primiți de la nașul meu, Dumnezeu să-l ierte. Și zic, dă-l încoace, că nu avem culoarea asta. Zic, dă-l încoace, că încerc să-l cresc cu mâna. Și l-am dus la bloc și l-am crescut cu mâna. Eu deja atunci începusem să învăț și genetică. El era negru complet, dar aici pe lângă cioc și pe lângă cap și pe aici pe capace un picuț marginile penelor negre erau un picuț grizonate cu alb. Și pe aici pe lângă cioc erau un pic grizonate. Bă, ăsta o să fie bobat, că așa îi zice la noi la culoarea asta. M-am gândit, bă, ăsta o să fie bobat când o să... Tiger Grizzle, așa îi zice la fenotip în genetică. Tiger Grizzle. Și s-a făcut un mascul, o rachetă de mascul, când a început să se bobeze. Am zis că vai de cap. Bă, prima dată când l-am dus până în februarie. În februarie era deja... No, avea vreo 3 luni, cam așa, porumbelul zbura bine, l-am scos și la zbor cu ceilalți, n-avea treabă cu zborul, avea rachete, n-avea probleme la zbor, mă refer, rachetă. Ei, când a început și să curteze, fai, mi s-a părut un mascul extraordinar. Tata lui a fost un mascul extraordinar, era tatăl Tiger Grizzle, același model pe căpățână, exact cum îl vedeți cu ăsta, cu încărcătură și sub cioc. Da, era foarte alb și avea bulini negre. Nu era negru cu bulini albe, era alb cu bulini negre, tata lui. Tata lui era purtător și de brown și de dilut și scotea fete kaki. Cum v-am zis că atunci începusem eu să învăț și cu genetica. Până la urmă l-am primit, l-am făcut roșii de tata lui. Masculul ăsta o moștenit de la tată s-o numai diluția. Deci scoate numai fete diluate. Că tata lui avea... Brown și diluția probabil pe același cromozom, băieții care știu genetică știu despre ce vorbesc și scotea fetica chi foarte des. Mă bun, și atunci l-am crescut, l-am așa și când a început să cânte, a fost impresionant. Deci eu când vroiam să fac împerecherea primăvara, întâi îl băgam pe el într-o femele. Avea un cântat și încă n-am renunțat la ideea, deși are 7 ani, fecundează orice ou. Ăsta nu mi-a dat o olimpez niciodată, deși are 7 ani. Încă n-am renunțat la ideea, dar îl face cu o gușată ca să scot și culoarea asta pe raptorii mei. Tiger Grizzle. Am mai încercat cu Horseman. Mi-a ieșit unul la un moment dat, dar era prea voyageur-like. Ne avea niște apucături de alea proaste de voyageur, foarte speriat, foarte zburat de ampulea, nu avea nimic seducție, n-avea, nu cânta după femeile, dar era numai dominant, nu era seducător. Acum ăsta nu știu cât e dominant sau de seducător, că ăsta nu e făcut pentru așa ceva, deci n-are gușarne, n-are nimic, dar cu o femeie bună poate că și 50-ul ar ieși bun deja la zbor, dacă iese culoarea asta. Da. După stilul lui de cântat, după cum îi auzeam vocea atunci de la început, așa el a avut mai multe nume de-a lungul timpului, acum e Zoro, că așa l-a botezat nevastă mea anul trecut, 2 ani deja, așa l-a botezat nevastă mea și copiii, Zoro. El inițial era Kalashnikov pentru cum cântă, cum îi s-auzea vocea. În porumbel foarte sociabil, vedeți că în mâna mea el se tot uită în stânga, dreapta, nu se zbate, să scape sau așa ceva, nu. Da. Deci, una dintre feblețile mele. Când o să mă las de năroș, atunci o să plece și el de la mine. Dulapul ăsta, în locul celălalt unde a fost, ăla era locul lui, boxa aia de acolo. Ați văzut unde a plecat direct. O l-a recunoscut imediat. Încă 10 minute. Aoleu! M-am spus că umplu canalul cu filmulețe în seara asta. No, sper să vă placă și să le urmăriți cu plăcere. Ce să zic eu? Ciao!